Bună seara! Pentru istorie, informații adevărate de la începerea Revoluției din 1989. Nicolae Ceaușescu zice: Timișoara, grupuri huliganice, n-au lăsat ca pastorul să fie dus în altă parte. 16 decembrie, un grup de din Doina, complexul Doina, Calea Șagului, pleacă spontan, merge spre centru, trece pe lângă Maria. În grup este Leontescu și Semaca al mic, Pitaru. Da. Din spusele ce îmi povestește Leo, care a decedat, Dumnezeu să-l odihnească, îmi spune că Semaca al mic a oprit tramvaiul, primul tramvai, urmând ca cel care din altă asociație să tragă arcurile, să tragă de la tramvai și să-i pună să cânte și ăsta să fie de partea celor care erau acolo. Următoarea zi, în 17, toate echipele sportive din tot orașul care umblau la poli, da, au învins securitatea, toate, tot orașul, începând în centru Giroc, Șagului, până când la ordinul se dă Radu cel Frumos. Da. Acum este ora 9 seara. Când am venit despre Calea Șagului, vecina care sora ei lucra la magazinul din centru a zis că s-a spart, da, și ce vor face de luni marți. Repede am tăiat-o spre centru. Autobuzul nu mai mergea. Am ajuns în centru, deja începea să se tragă. Puh, 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 bam, tam, ba. Eu nu, că cu gloanțe. Aveam 17 ani. Am dus într-o parte în stânga, acolo. Și când ne-am întors înapoi, spre centru, acolo la... Era căzut un cetățean cu... întins pe jos și erau împușcat în cap. Oare? Cred că e în operațiunea Trandafirul. Nimeni de la Secretariatul Guvernului nu a sunat niciodată să întrebe. Sunt peste 400 de cetățeni, 15 care și-au dat numele, restul nu, din toate cartierele. Nu are nimeni certificat. Al doilea, la o asociație care au fost, spune că nu toți au răniții, că ei poate nu au fost. Deci toți răniții trebuie să primească certificate. Dar acum nu e vorba de certificate. Astăzi este chiar duminică și cade duminica exact cum a fost în 17. Se trăgea. Pam, pam, bu, 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 bu. 17 decembrie 1989, seara la 21-22. Ce s-a întâmplat? Ce sentințe au avut cetățenii care au tras? Dați distribuire. Cât puteți, vă rog. Distribuire, distribuire. Și venim cu a doua lecție. A doua poveste. Grupurile revoluționare sportive 89 Timișoara, Șagului, Circumvalațiune Giroc, toate. Nimeni n-are certificat revoluționar. Și cine a tras a ajuns până sus, general. Așa spun vorbele, general. Da? Da.
Revoluția Română din 1989. Galeria Păcat, păcat de sângele vărsat. Hai România!